Petrecuța. Vorbe memorabile. Despre conformism. Cei care stau sub fluviul evenimentelor stau fie din orgoliu, fie din incapacitate de adaptare. Dar, de multe ori, adaptarea la împrejurări se cheamă conformism și conformistul se deosebește de plosnita doar prin aceea că ea n-are rațiune. Cei care nu se conformează trag consecințele, fie din orgoliu, fie din incapacitate de adaptare. Dar adaptarea ține mai mult de biologic decât de spiritual. De pildă, eu mă situez în fluviul informal stalinismului, care se revarsă prin empirismul haotic anglosaxon asupra Europei centrale. Deci cum pot fi eu, dacă încerc să judec acest fluviu informal stalinismului care situează omul în regnul animal, cum pot eu să scap de acest animalism? Prin orgoliu, mă opun și într-o întemniță. Prin conformism, devin un simplu animal adaptabil. De altfel, să știți un lucru, în lupta cu evenimentele politice majore omul basculează între eroism și lașitate. Lașitatea te duce la conformism. Conformismul are la baza lașitatea. Te supui evenimentelor, știind că singur nu le poți înfrânge și nu-ți convine să candidezi la eroism.